Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, prefectul județului Alin Isuf și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu, alături de șefa structurilor militare și serviciilor de concentrate constituite la nivelul județului, au fost prezenți la ceremonialul militar dedicat Zilei Independenței României. Ca în fiecare an, aceștia au adus un omagiu acelora care și-au jertfit viața și care au luptat pentru ca România să fie independentă, să devină un stat cu un statut bine definit în rândul națiunilor europene. Ceremonialul a cuprins acordarea onorului militar, salutul drapelului de luptă, intonarea imnului național al României și al Uniunii Europene, oficierea serviciului religios, alocuțiuni, depunerea unei coroane la Monumentul Independenței și defilarea gărzii de onoare. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a vorbit despre curajul și determinarea înaintașilor noștri, care, cu gândul la generațiile viitoare, au contribuit la crearea statului român modern. Ziua Victoriei, care a marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ziua independenței de stat a României și ziua Europei, sunt momente ale istoriei cu o valoare extrem de importantă în viața noastră, mai cu seamă că Europa trece printr-o perioadă în care securitatea este amenințată, urmarea războiului pornit de Rusia în Ucraina. Ziua de 9 mai anului 1945 este momentul în care aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste. S-a pus astfel capăt celei mai pustiitoare conflagrații din istoria continentului european. Încă mai sperăm să nu se scrie acum istoria celui de-al treilea război mondial. Europa modernă, cu cel mai important și puternic organism de apărare, nu trebuie să se transforme într-un câmp de luptă. Noi, românii, am învins în cele mai importante momente ale istoriei. Proclamarea independenței de stat la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan, ci a fost o încununare a strădanilor tot mai numeroase din acei ani, prin acte de vitejie din partea înaintașilor noștri. De-a lungul timpului, am respectat reguli, pacturi, acorduri și ne-am aliat unei comunități internaționale unite, formate din state suverane, în care nu este loc de orgolii politice de neînțeles. Nu întâmplător, Ziua Europei este o sărbătoare a păcii și unității pe continentul european și așa trebuie să rămână. Vă doresc tuturor multă sănătate și putere să depășim cu bine aceste momente tensionate. Dreptul la libertate l-am câștigat cu vărsare de sânge și am speranța că îl vom păstra cu sfințenie. La mulți ani tuturor cetățenilor europeni! Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a vorbit despre această zi importantă cu triplă rezonanță, în care se întrepătrund și coagulează comemorările unor evenimente de mare relevanță care ne strâng și ne unesc în jurul unor simboluri naționale și europene. Sunt bucuros și onorat să mă găsesc alături de dumneavoastră pentru a celebra împreună o zi cu multiple și profunde semnificații, atât pentru istoria națională, cât și pentru cea europeană și internațională. Fie că vorbim despre independența statală românească, despre victoria Națiunilor Unite sau Ziua Europei, aceasta este ziua în care se întrepătrund și se coagulează comemorările unor evenimente de mare relevanță care ne strâng și ne unesc în jurul unor simboluri naționale și europene. Este un important reper național, o zi cu încărcătură istorică majoră, care trebuie să ne amintească mereu că, pe de o parte, suntem o țară legitimă a Europei și a valorilor sale, cu tot ceea ce implică acest lucru, dar în același timp rămânem țară liberă, suverană, unitară și independentă, așa cum ne-au încredințat-o înaintașii noștri, după secole de jertfe, sacrificii și suferințe. La mulți ani României independente într-o Uniune Europeană solidară și prosperă. La mulți ani Europa! Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a vorbit despre importanța comemorării zilei de 9 mai. Prin aceste activități aducem cinste și onoare eroilor neamului care s-au jertfit pentru țară. O zi cu triplă semnificație, o dată pentru noi ca și națiune, ziua independenței, o zi sfântă pentru poporul român,
9 mai 1878, ziua în care ne-am câștigat independența după secole de muncă, după secole de războaie, după secole în care poporul român și-a dorit din suflet să aibă propria națiune. 9 mai, o zi în care fascismul a fost învins, 9 mai, ziua în care s-au pus bazele viitoarei Europei, Europa unită din care facem și noi parte, trebuie să respectăm aceste zile prin ceea ce facem în fiecare zi, mai ales noi oamenii politici și administrativi, punând câte o cărămidă la viitorul acestei națiuni. Urez la mulți ani românilor, urez la mulți ani tuturor europenilor. Festivitatea s-a încheiat cu depunerea de coroane de flori în semn de apreciere pentru apartenența la marea familie europeană și de recunoștință pentru eroii neamului românesc și defilarea gărzii de onoare. Mai are o triplă semnificație pentru români: ziua independenței de stat a României, ziua victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial și ziua Uniunii Europene.